de meserie, un om care venea să ne insufle nou optimismul ăla al impostorilor de pe partea cealaltă a lumii. Bine, iată că lucrurile nu stau deloc așa. Uite că în justiția costaricană, în care, evident, n-aveau încredere fugarii noștri, ba chiar o luau la mișto, spunând că de acolo nu li se mai poate întâmpla nimic în viață, au fost luni bune, adevărat, din februarie anul curent și până la intrarea în luna octombrie, vreo 8 luni de zile în care cele două doamne au belferit în America Centrală, dar odată arestate nu vor mai ieși niciodată până când nu vor fi extradate în România, unde sigur nu vor beneficia de o justiție corectă, probabil, pentru că au altă calitate. În România nu se mai face pușcărie. Dar uite că ajunse la capătul lumii o țară pe care noi o consideram bananieră la început și pe care o luam în bâză aici că nu respectă drepturile internaționale, uite că nu le mai scoate de la arest. Cu toată intervenția avocaților și FBI-ului, spre care ni se spune că intră în celula doamnei Udrea, cam cum intrau cei de la Netflix în planurile fostului ministru al dezvoltării. E bine, praf și pulbere s-a ales de cele două, 62 de zile consecutive de bulău și, bineînțeles, seria continuă. De altfel, semnalele sunt foarte proaste din Costa Rica. Ele nu vor ieși de la pușcărie până când nu vor fi extradate în România. Asta putea să dureze ani de zile. Procedura de extradare, Costa Rica și-a dat seama cu cine avea de-a face. Spun asta încă o dată ca o paranteză, că iată că există țări unde justiția nu e la cheremul nici a PSD-ului, da, și nici a mulțimii, care echipurile ar trebui să fie protejată și ocrotită de cei care dețin cheile politice. Acolo, uite că n-a ajuns un partid ăsta care să-i pună pe toți deoparte, să spună, vă furați cât vreți, lumea asta e pentru hoți. Asta nu e o lume a justiției. Uite că mai există colțuri de lume. Păcat că nu se întâmplă și în Madagascar, la fel, de exemplu, să fie avut niște informații de același calibru. Mazăre trebuia ținut sub pământ. Într-o cușcă, da? Măgat într-o cușcă, făcut o gaură, să aibă loc să respire, da? O gaură cât e asta de aici, el băgat în cușcă undeva 7 metri sub pământ și să vadă doar cerul acolo printre zăbrele, să stea vreo 14 ani. Spunea, de altfel, consulul Republicii Malgașe în zona asta, pe România și pe Grecia, parcă se ocupă domnia sa, că acolo ei mănâncă orez. Asta e vocația malgașului, să mănânce orez, dar acum, din când în când, dacă astea sunt cerințele istoriei, mai rumegă și un pic de mazăre. Băgați-l la pușcărie, domnilor, și să nu mai iasă de acolo până când ajunge în temnițele României civilizate. Bun, mergem mai departe la explicațiile Doinei Gradea, președintele director general al TVR, care a luat poziție în mai multe subiecte, între care și cel legat de inepțiile televiziunii germane publice ZDF, postul al doilea de televiziune german. Doamna Gradea, în calitate de președinte director general al TVR, a trimis o scrisoare deschisă postului public german, a intervenit și MAE, am înțeles, a intervenit și ambasada României în Germania. Până la urmă n-am vorbit chiar de pomană în emisiune zilele trecute și evident că numele României, pe care noi o respectăm mai mult decât toți acești politicieni și acești nătărăi din toate instituțiile publice, le mulțumim totuși că până la urmă au luat act, chiar dacă nu există deocamdată o intervenție oficială a statului român. Adică MAE, ambasada României la Berlin, sau doamna Gradea de la TVR, nu reprezintă totuși o poziție publică a statului. Deci sunt eu, e doamna Gradea, e MAE și este ambasada Botschaftul românesc de la Berlin. E puțin. Aveam nevoie de intervenția greilor politici. Da, Nea Traiane, când mai insulți cât un politician de ăsta de calibru în Europa, mai pleacă și tu, că nu te costă nimic, că Facebook-ul e gratis. Da? Bănuiesc că ai acasă Wi-Fi. Ok. Și atunci mai scrie și câte una din asta, că avem nevoie de ea. Din când în când, măcar să ne mai apere cineva. Nici un politician n-a avut curajul să se pună cu neamțul în astfel de situații. Dar ne întoarcem la doamna Gradea, care avea alte pisici de biciuit, evident, în aceste zile. Prea puțin o interesează pe ea soarta României, țară care ar fi vândută la un troc. Ați văzut foarte bine, spuneau
invitații lui Silviu Mănăstire mai devreme în discuția antimaghiară de acum o oră și jumătate, că România, am spus-o ei, o spun eu, dar ei au deschis foarte bine subiectul, ar putea să fie vândută UDMR-ului sau etnicilor maghiari la un troc. De exemplu, între Liviu Dragnea și Kelemen Hunor. Liviu Dragnea, în nemernicia lui absolut abominabilă, este în stare să vândă țara. Adică să-i permită UDMR-ului să facă ce vrea în Transilvania pe termen nelimitat. Să zicem să concesioneze trei județe din România pe 999 de ani, numai ca să-și meargă, să-și facă el treburile politice. El n-are niciun fel de responsabilitate. Și vă mai spun ceva. O informație, sigur, din culise, dar reală, reală, da? Transilvania nu este considerată o prioritate la București. Deci atâta timp cât ea nu aduce voturi PSD-ului, este până la urmă mai degrabă un zgârci, un fel de junghi pentru politica bucureșteană, pentru că ea nu te ajută. Ea sunt cu gura mare, da, susțin partidele de opoziție în general, da, sigur, dincolo de relația pe care o au etnicii maghiari cu DMR-ul, dar cetățenii români din Transilvania nu sunt considerați vrednici români. Adică nu sunt la nivelul oltenilor sau moldovenilor care pot fi mai ușor păcăliți și aduși de partea PSD-ului. Este o chestiune oficială asta. Nu sunt aiureli. Deci la o discuție fermă, Liviu Dragnea ar ceda Transilvania Ungariei fără niciun fel de județ. Numai să se asigure de sprijinul de la Budapesta. Pentru că dacă maghiarii își văd saci în căruță acolo unde au nevoie să și urce, și a urcat deja. Ați văzut ce vă spunea nenea ăla de la Târgu Mureș. Exact ce v-am spus eu. Situația este extrem de gravă. Da, nu se mai poate vorbi în românește nicăieri. În nicio instituție care a fost dominată de un maghiar. Da, este, situația este practic iremediabilă, dar este pe cale să se afunde, întrucât Bucureștiul nu are nevoie de zona aia. Îi creează numai probleme. Și atunci o cumetrie cu UDMR-ul, care să-i mijlocească lui Liviu Dragnea o relație corectă cu Budapesta și cu Victor Orban, l-ar mulțumi pe impostorul nostru din Teleorman. Și i-ar mulțumi și pe zecii lui din guvern. Să știți că nu-i niciunul, domnul Țuțuianu. Înțeleg că vă bateți cu ei până la ultima suflare. Dar nu-i niciunul în guvernul PSD de astăzi care să ridice două degete și măcar Gabriela Firea. Da? Și să spună, domnule, în condițiile astea noi cedăm Transilvania în anul centenarului sau poate în 2019. Da, nu e în guvern Gabriela Firea, dar e în funcție mare în PSD, asta vreau să spun. A rămas. Da? Măcar cu numele n-a plecat de acolo. Nu va pleca niciunul. Să spună, domnule, pentru asta eu am părăsit definitiv corabia. Rămân acolo că le dă Liviu Dragnea cât o ce o zvârtă tuturor. Deci, atenție, sunt niște informații confidențiale, dar reale. Bun, deci doamna Gradea spune așa. Enormă frază. Absolut enormă. E peste fraza lui Nea Traian când l-a făcut politruc pe ăla care are de 150.000 de ori mai multe școli decât el. SRTV nu poate crea un precedent prin transmiterea oricărui cetățean a salariului oricărui om. Asta e problema doamnei Gradea, care a zis așa. TVR este obligată să dea în judecată instituțiile care au făcut publice salariile confidențiale din TVR fără să-și dezvăluie sursele. Eu cum, doamne, dați în judecată pe Cătălin Tolontan? Păi da, un ziarist are România. Și pe ăla vreți să-l dați în judecată? Noi îl combatem pentru că avem dreptul să o facem. Am lucrat cu el, îl cunoaștem, suntem amicii lui, suntem oameni onești ca și el. Eu îmi permit să-i dau la joale lui Tolontan. Nu se supără pe mine. Se supără însă pe dumneavoastră, da, care nu reprezentați nimic în lumea presei, decât niște factori de ăștia de impostură și, da, și de șmecherie. Eu sunt un om corect. Eu pot să înjur pe oricine, că nu fac nici pentru bani, nici pentru interese. Mă pot înșela, dar o fac cu demnitate. Da? Vine din convingere, vine din niște lucruri pe care le-am pritocit. Da? Nu le spun ca bou, pur și simplu, sau cum le spune doamna Dăncilă, așa venite de nu știu de pe unde. Deci, n-aveți nicio șansă, evident, vă dați seama că spuneți numai bazaconii. Faptul că s-au dezvăluit în Libertatea sau în alte publicații salariile unor impostori de la televiziunea publică nu este fraudă, nu este ilegal. Acum,
cum sunt făcute legile, prost făcute, sau că cetățeanul care ține TVR-ul în cârcă de 30 de ani nu trebuie să știe ce se întâmplă acolo, greșiți. Noi asta ar trebui să ne dați raportul până la ultimul cent. Că asta înseamnă instituție publică. Sigur că în exprimarea dumneavoastră o exprimare boantă, da, o exprimare ciungă, dacă vreți, de om care n-are prea multă școală și nici exercițiu vorbirii. Sigur, bateți în ideea că dumneavoastră nu trebuie să-i dați Luneica Vasilică de la Bârlad, un bețivan ordinar, socoteală. Numai că nu sună bine. Chiar și Luneica Vasilică, dacă se trezește din beutură și face o cerere, aveți datoria să-i dați socoteală. Vreți să știți că aveți să-i dați socoteală? Pentru că dumneavoastră sunteți acolo într-o funcție arhi, ultra publică. Da? Și trebuie să dați socoteală tuturor cetățenilor care plătesc pentru TVR, au plătit pentru TVR sau se uită la TVR sau au găzduiesc în gospodăria lor televiziunea română. Deci aveți această datorie. Este o falsă problemă. Că au apărut, că nu s-au dezvăluit surse. Dar nu s-au dezvăluit, doamna Gradea, milioane de surse până acum la adresa banilor tocați aiurea de TVR în toți anii ăștia și nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a închis instituția. Noastră, bucurați-vă că mai aveți unde să vă duceți la muncă. TVR-ul trebuia închis de mult. În altă țară s-ar fi închis. O asemenea măgăoaie care nu produce decât ce? Nervi, da? Corupție și suferință. Și produce altfel TVR-ul. S-a dus vremea aia când televiziunea era obligatorie cu antena RATO. Adică antena aia, știe Nea Traian că el îi insultă pe francezi, antena aia de pus pe casă, aia pe care o avea și el când era copil la Constanța. Da? Nu-i nicio problemă, ci o antenă simplă. Astăzi avem televiziuni private, avem televiziuni străine, nu mai trebuie TVR. El nu mai este o obligație dacă nu reușește să rămână pe linia de plutire. Deci nu vă mai voietați. Că el dacă dispare, nu plânge nimeni în România. Românii plâng după salam, după pui, după ouă. După asta nu plâng după televiziuni. Nu interesează, doamne, nu există solidaritatea asta. O să răgnească vreo trei pe undeva prin nordul Moldovei, așa, după beutură, mirosind a lupi sălbatici, că au pierdut TVR-ul și le va trece. Salariul cel mai mic din TVR este de peste 2000 de lei net, a spus Gradea. În contractul colectiv de muncă, niciun caz nu suntem la salariu minim pe economie. Dar ce înseamnă asta? Salariul cel mai mic din TVR este de peste 2000 de lei net. Portarul are banii ăștia. Dar ce înseamnă peste 2000? 2000 și cât? Poate să fie 5000 peste 2000 net. Nu înțeleg foarte mult. Televiziunea română a anunțat săptămâna trecută într-o notificare privind difuzarea informațiilor cu caracter confidențial din contractele comerciale încheiate de SRTV, că va face o anchetă administrativă complexă și că va cere celor care au publicat sumele cheltuite pentru festivalul Cerbu de Aur să-și dezvăluie sursele. Aceasta după ce au apărut în presă informații potrivit cărora TVR a dat 1 milion de euro pe recitalurile agiamiilor, asta punem de la noi, de la Cerbu de Aur. Dacă dumneavoastră credeți că veți câștiga în instanță cu Cerbu de Aur, vă înșelați, doamna Gradea. Bun, acum haideți să vedem ce fac românii de sărbătorile de iarnă. În sfârșit trece și noi pe sarmale. Am vrut să o sun zilele trecute când era să mor, după ce m-am întâlnit cu domnii Gușă și Bogdan la sărmăluțele alea, mi-au făcut bila praf. Am vrut să o sun pe Alice Grasu, da? În ultima clipă am ezitat, am semnat prost acasă. Și nu puteam să o sun decât din bucătărie. Ori nu mă puteam deplasa până acolo și am ezitat. Atunci stăteam în pat. Asta este și am ratat să-mi dea și ea un triferment, un scobutil, ceva care să mă ajute un pic la stomac. Da, că vorbim de sărbători de iarnă, rău de-abia acum începe. Doar 12% dintre români au stabilit până acum că vor pleca de acasă, ăla singur acasă o să vină din nou, de Crăciun și de Revelion. Deci doar 12% au stabilit până acum că vor pleca. Sumele pe care aceștia l-au alocat vacanțelor de iarnă ajung până la 3.000 de lei. Însă mult mai mulți sunt cei care au hotărât să pregătească sărbătorile acasă, aproape jumătate dintre români, potrivit unui studiu recent. În același timp, 38% nu și-au făcut încă planuri de Crăciun și Revelion. E adevărat că procentul este mai mare cu vreo 30 de unități față de ce s-a întâmplat acum 30 de ani, când doar 8% dintre studente nu știau în martie ce vor face de Revelion. 35% dintre cei intervievați
vor să fie înconjurați de prieteni la trecerea dintre ani. 10% dintre români își permis să petreacă Crăciunul departe de țară, deci far, far away, atenție, iar de Revelion tot atâția vor pleca peste graniță.